Ne-am despărțit. Da. Hai să vreau să ne despărțim. Nu, pentru că nu mi se pare ok ce-a făcut. Adică nu mi-a și făcut una acasă. Mami, sunteți bine? Mami, nu plângeți, vă rog, vă rog din suflet. Mami, nu mai plânge. Mami, vă rugăm. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super, super, super tare. Pentru că astăzi o să facem un nou prank. Și încă data asta nu mie, pentru că eu o să fiu lângă el. Bucurie mare. În sfârșit nu mai sunt eu persoana prankuită. Hai să vedem cine o să fie. Cine o să fie? Păi din titlu cred că v-ați dat seama. Astăzi o să le facem un prank părinților mei, care sunt la 100 de kilometri distanță de mine și pe care nu i-am mai văzut așa de mult timp. Astăzi o să vreau să le fac un prank. Și că ți-e dor de ei, zici, hai să le fac un prank, da? Da, da, când faci un prank la cineva, nu-l faci neapărat din răutate, îl faci din amuzament. Da, și prankul pe care ți l-am făcut eu, să știi că a fost tot din amuzament, așa, ca să mă iert. Am găsit un moment bun ca să mai cer încă o dată scuze. Dacă vreți să vedeți despre ce e vorba, intrați pe canalul meu de YouTube. Aoleu, a fost un prank prin care am trecut prin niște stări prin care nu mai vreau să mai trec, băi, niciodată. De la o poveste de genul pe care am creat-o eu pentru a-l prankui pe baby, se poate ajunge la despărțire? Chiar se poate ajunge foarte ușor. Babyșor, s-a gândit. Să le fac un prank părinților mei în care o să le spun că noi doi ne-am despărțit. Părinții noștri țin foarte mult la relația noastră, foarte la noi. A, și părinții iubite mă tratează pe mine ca și băiatul lor și părinții mei o tratează pe iubita ca și fata lor și e un lucru foarte, foarte frumos. E o întreagă familie aici. Mama nu ar putea să zică ceva rău despre iubita și nici despre mine și nici mama iubită nu ar putea să zică ceva rău despre mine sau despre... Da, și ne iubesc foarte mult. Ambele perechi de părinți. Exact, exact. Și sunt imparțial. Nu simt partea nimănui, adică... Honey, ești bine? Da, da, e bine. Astăzi o să fie un prank foarte, foarte interesant. O să le spun părinților mei că noi doi ne-am despărțit și o să le spun în felul următor. O să le spun că înainte ca eu și iubita mea frumoasă să fim împreună, să avem cea mai frumoasă și drăguță relație. Na. Am vorbit cu o tipă misterioasă care acum câteva zile mi-a trimis mesaj, iar eu în loc să... retrimis mesaj. Ca să ne înțelegem. Da. Iar eu în loc să o ignor, am dat curs unei conversații din care... Ai făcut? Nu am făcut și nici nu o să fac așa ceva vreodată. Știu. Și eu, din întâmplare, am văzut această conversație pe care cei doi porumbei au avut-o. Ai, că porumbei... Nu spune așa ceva, nu! Bine, pe care cei doi necunoscuți au avut. Pe care iubitul meu și o necunoscută. Bine. Te rog, varianta asta pentru mine. Am avut această conversație. Oh, în momentul ăsta, nici nu mai pot, am un stomac. Numai emoții. Oh my god, o să vreau să sun chiar acum. Mama, dacă te uiți la acest vlog, te iubim foarte, foarte mult și nu vrem să te supărăm vreodată. Așa că, iubire, dacă e să se întâmple ceva, gen orice, îți fac așa, da? Ăsta e semnul de stop și spui că mama, a fost un prank, da? Oh my god, este un prank mai serios și mai critical, așa pot să spun, așa că... Let's do this, nu uita să rupeți butonașul de like și hai să dăm start la prank. Oh, e frică, iubire! Deci în timp ce făceam eu prank-ul, mă sunau părinții tăi. Mamă, frate! Și tu credeai că mă sună? Și da, eu am crezut că te sună, nu știu, ne-am făcut să mă grămadă de filme, la un moment dat crezut că și mama e complice din chestia asta. Ok, vezi cum o sună. Credeam că e complice până deci și vaza aia, mă uitam la ea și am crezut că o să uite la mine. Iar zis, deci, stai puțin, o să facem recapitulare repede că nu. Deci, îi spun că ne-am despărțit, dar nu din prima, îi spun la, îi spun, hai, poți să vii să mă iei, că... Nu, îi zici că te-au sunat de când, de azi de dimineață te-au sunat. Da, spun că tot am discutat cu iubita. Întrerupem programul pentru un anunț super mega special, oferte peste oferte, de zici că e Black Friday în fiecare zi doar la www.boosteroid.com, cea mai tare platformă de cloud gaming unde puteți să vă jucați absolut orice joc vreți voi pe care îl dețineți sau și pe gratis online. Da, ați auzit bine, intrați direct pe Google Chrome sau ce browser folosiți voi, www.boosteroid.com și orice joc poate fi jucat la cele mai înalte standarde cu orice calculator sau telefon, pentru că acum jocurile de pe calculator se pot juca și pe telefon, da, știu, visul oricărui gamer cu ajutorul Boosteroid. O să mă vadă că mai supărat din glas, că o să mă prefac eu. Oricum e supărat când ți-am făcut prank-ul. Adică toți... Hai. Doamne ajută. Ce zici, mă, Luciu, mă? Săraca mama. Ia, 3, 2... Mamă, și tatăl tău.
Da, mami. Ce faci cu el? Bine, tu? Ce, ai dormit? Nu. Da? Bine, zi. De ce ești supărat? Nu sunt supărat. Da, da, ești. Ei. Anto. Nu sunt supărat. Dar ce ai pățit? Ei, las. Cum las? Auzi, aveți treabă? Da, de ce? E mai Fernando? Trebuie să vă ajungă de la... Puteți să veniți să mă luați pe mine? De ce? Puteți să veniți să mă luați? Pe ce rău? Nu mi-e rău. Sunt bine. Dar ce ai făcut? Nimic, am vorbit cu iubita până acum. Și v-ați certat, gata? A? Da. A zis că vrea să ne despărțim. Stai un picuț. Și vii să vină să mă ia. E nu dragă, mă. Da. Poți să o sun tu să mai vorbești cu ea, cu iubita? Păi ce, nu mai e cu tine camera? Nu. Eu sunt sus în cealaltă cameră. Mi-a găsit un mesaj pe Instagram. Ce mesaj? Am vorbit eu cu o tipă înainte, știi? Înainte... de relația cu iubita, știi? Bine, nu cu mult, acolo, știi? Uh-huh. Și n-am mai vorbit cu tipa aia, știi? Și mi-a găsit mesajul cu ea, că mi-a scris acum câteva zile și eu n-am dat frâu, știi? Doar i-am răspuns și mi-a găsit mesajul și, mă rog, a supărat-o pe ea ce-am scris eu, ce-am vorbit eu cu aia. Și de ce mi-ai spus până acum? Că am tot vorbit cu iubita, am tot încercat să-i spun că n-am nicio treabă cu fata aia, știi? Uh-huh. I-am spus, aibă încredere în mine și nu. A spus că nu, că simțea că i-ascund ceva în ultima perioadă, dar i-am spus că nu. Eu nu i-ascund nimic. Vrei să o sun tu să mai vorbești cu ea, te rog frumos? Poate mai încerci să mai dregi, că tu ești, ești femeie. Păi ce să vorbesc cu ea, vrei în telefon? Da. Că bine, că a vorbit. Nu ascultă pe Rodica, mă ascultă pe mine. Păi n-a vorbit cu mami. Păi și Rodica nu știe nimic? Nu știe. Adică ne-a văzut pe sus, dar a zis că, adică n-a venit la noi. Ne-a lăsat să vorbim. Vrei să vorbești tu cu ea, te rog? Auzeu, așa o vorbesc, da. Bine. Cum o știu eu pe ea, că poate să... Nu știu dacă am sus de aici, dar în fine. Asta e. Tu stai liniștit. Bine, hai să sunt și vorbește cu ea. Și de ce nu mi-ai sunat până acum să-mi spui mai Anto, mă? A? Spuneai la 12 noapte. Păi tu n-au auzit că am vorbit cu ea până acum? Bine, hai. Bine, mulțumesc. Pa. Hai, ai grijă de tine. Pa. Bine. Da, ne-am certat. Hai că să vin să-l iau acu de la voi. A, așa a zis? Eu zic că, nu știu, că nu vreți mai vorbi, că nu știu. Nu, pentru că nu, mi se pare ok ce-a făcut. Adică eu nu i-aș fi făcut una ca asta. Dar ce-a făcut? Că mi-a zis că... Nu știu, acum cât timp... Până să te cunoască pe tine, a vorbit cu o fată pe Instagram, acum nu știu mai mult. Da, o tipă cu care a vorbit el mai de mult, i-a rescris acum câteva zile și el i-a răspuns și a vorbit. Adică de ceva timp vorbește cu ea. În tot acest timp a vorbit cu ea? Nu, de vreo 2-3 zile cam așa vorbește cu ea. Și mi se părea că e foarte misterios și foarte secretos în ultima perioadă.
Și da. Nu mai există nicio cale, da. Nu știu, nu. Și mai ales acum că am înțeles că v-a sunat și vrea să plece, eu nu am nicio problemă. Dacă el așa consideră, poate să plece. Păi m-a sunat că a zis că tu nu vrei să mai vorbești cu el și mă mie ce să stau singur în cameră. Zice, vorbește tu cu iubita. Păi, el ar trebui să vorbească cu mine. Comunicarea. În orice relație importantă e comunicarea, dar văd că nu se poate și nu vrea. Și adică tot el face pe supăratul când eu ar trebui să fiu aia supărată. Mie nu mi se pare normal. Adică și eu, vă dați seama, am vorbit cu băieții înaintea lui. Cum ar fi fost să, dacă m-ar fi căutat, m-ar fi recăutat, cum ar fi fost să vorbesc și eu iar cu ei în timp ce eram împreună cu el. Haide în locul, puneți-vă în locul meu. Ce să te lasă pe fesă din de la munte, că e plecat cu Ana la munte și... Da. Adică puneți-vă pe locul meu. Că știți cum e, sunteți femeie și... Cum v-ați simțit în locul meu? Adică, căutam să vorbesc, să discutam despre ce e vorba. Mi-a zis că... Mi-a zis pur și simplu că lui nici se pare că a făcut nimic greșit. Și că... Na. Mi-a spus că exagerez eu. Adică nici măcar nu i-a părut rău de ce a făcut. Așa a zis el că mi pare rău? Nu, am zis că nici măcar nu n-a zis că îi pare rău. A zis că lui se pare efectiv normal. Că ce, a răspuns la un mesaj. La un mesaj la o conversație întreagă, adică a dat curs. Da, probabil nu v-a răspuns și nici eu. Îmi cer scuze pe această cale că nu v-am răspuns, dar vorbeam, discutam, încercam să discutăm. Plânge, vezi că plânge, când mi-am dat seama din glasul ei, vezi că plânge, dar vezi că o ascunde. Plânge. Hai. Gata, hai să-i spunem. Hai. Sunteți bine? Mami, sunteți bine? Mami, nu plângeți, vă rog din suflet. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Vrea cineva să vorbească cu dumneavoastră. Mami, nu mai plânge că am făcut o farsă, mami. Mami, nu mai plânge, te rog. Mami, nu mai plânge. Mami, vă rugăm. Mami, știți că vă iubim. Te rog. Eu vă iubesc foarte mult, să vedeți, să aveți copii. Nu, mai, mami. Spune că și eu sunt aici. Crina. Iubita. Dar în timpul ăsta mi-a făcut iubita altă farsă, dar am plâns și eu. S-a ținut farse după farse. Farse. Gata, nu mai plânge. Nu mai plângeți, ce frumos. Și că mă doare sufletul, încerc să-mi salvez copiii. De tot, mă iubesc, mă iubesc din tot sufletul meu. Ce-a spus că ai... Gata. Hai că l-ați făcut pe toți să plângem. Păi tu știi cât ține noi la tine?
apar noi. Când eu aveam copilul să vezi și cu mine. Știu, ia dă-mi eu la telefon. Hai, dar tu îți duce, papa. Dă-mi eu la telefon. Ia, în pată. Alo? Mă, mami, nu mai plânge, că mă doare și sufletul. N-am crezut că o să plângi. Ia, uite, mă, cum să nu plâng, mă? Știi că vrem noi să te facem... Când eu țin foarte mult la amândoi, nu țin numai la tine, țin și la ea, eu consider fata mea. Vă iubesc, mami. Eu vă iubesc mult, din sufletul. Hai, nu mai mă face să plâng că, pe aici, că acum noi filmăm în fața... Și acum, zic, cui dau eu acum în cadou de Moș Nicolae? Cadou de Moș Nicolae, zic, cui îl mai dau eu? Mamă. Dar tu chiar n-ai încredere, trebuie să ai încă de acum încredere în mine că eu nu aș face niciodată așa ceva. Cum adică? Știi cât păi de mult? Când a zis că tu nici măcar nu-ți pare rău, nu vine să cred, nu e Antonio ăla pe care știu păi eu. Păi vezi. Hai, te rog, nu mai plânge. Știți bine că orice ar fi, amândoi luptăm foarte mult pentru unul pentru ceea ce celălalt. Avem. Știi că noi nu aruncăm, noi nu aruncăm ce avem, noi construim în continuare. Și reparăm. Hai, te rog, nu mai plânge, gata, te rog eu, promitem noi. Nu vă mai facem nicio mai farsă, facem. Vă promitem. Adică dacă o să te sunăm vreodată să zicem ceva, e cu siguranță să ne reală. Credeți. Dar nu de chestia asta de despărțit, de asta nu te sunăm noi de-astea, că nu o să se întâmple de-astea niciodată. Bine, mami mea, bine, te pupăm. Să rămână. Te iubim. Vă iubim. Hai. La revedere. Să rămână, mami. Să rămână. Să rămână, pa. Nu mai pot, mai îmi simt sufletul, nu mai... Și vă dați și voi seama că, băi frate, adică mă așteptam un pic să fie supărată, să... Hai, poate să verse o lacrimă. Pot, mai pot. Dar când am auzit că plângea, am zis gata, stop aici. Dar adică, ce ai simțit-o? Da, am simțit-o dinainte, adică și vorbea. Da, adică, vorbea da, și... Da, o simt din glas. Mamă. Ne despărțim noi, mama știe cât de mult țin eu la iubita și că nu i-aș face așa ceva. Că... De-aia era și un pic în dubii, dar i-a pus capac și s-a descărcat un pic. Și... Ne-mi pare foarte rău și vă iubim foarte mult și sunteți minunată și vă mulțumim mult că țineți atât de mult. Toți părinții, și exact. Mami tău și tati tău și mami meu și tatii meu, toți sunt minunați și le mulțumim chiar că sunt vieții noastre. Vă iubim. Nu intenționăm niciodată să-i facem să plângă sau Doamne ferească să din contră, să-i facem mândri de noi. Exact. Așa că haideți să-i facem mândri și apăsați pe butonul de like ca să strângă multe like-uri. Oh my să-i God. Facem mândri, că a strâns mult. Este unul dintre ultimele prank-uri pentru o perioadă. Este unul dintre ultimele prank-uri, așa că dați replay de 100 de ori și uitați-vă la el pentru că altul nu mai primiți. Mulțumiți lui mami pentru acest clip. Mama a făcut totul în acest clip. Mulțumim mult de tot că a fost. Părinții și-ar da și sufletul să-și ajute copiii, știți? Și așa și este. Adică toți părinții din lumea asta cred că ar face orice pentru copiii. Așa că imediat după ce vedeți acest video, mergeți la părinții voștri și dați-le cât un pupic și mulțumiți-le pentru tot ceea ce au făcut ei pentru voi. Pentru că orice părinte își dorește tot binele din lumea asta adică pentru copilul lui și să-l vadă fericit. Exact, bine. Îi mulțumesc mult de tot că e o mamă așa minunată. Le mulțumesc tuturor, vă mulțumesc și vouă că ați vizionat acest clip și până data viitoare nu uitați să ne urmăriți, să dați acolo un mare subscribe și la iubita și la mine și un follow pe Instagram. V-am pupat! Pa! Pa!